Stimată doamnă Șarje de Afer Hrubi, stimate doamnă ministra Justiției, stimate domnule asistent adjunct al secretarului de stat Christopher Smith, stimate domnule președinte interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, stimate domnule director al Agenției Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională, domnul Brian, stimați invitați, doamnelor și domnilor, bine ați venit la evenimentul de lansare a celei de-a doua etape de implementare a proiectului Instanțe Judecătorești Model, finanțat de Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională. Mă numesc Natalia Vâlcu, sunt directoarea proiectului și este o onoare pentru mine și echipa proiectului să fim gazde ale acestui eveniment. Recent, în luna septembrie anului 2023, am organizat evenimentul de încheiere a etapei 1 a proiectului, în cadrul căruia trei judecătorii, Bălți, Ungheni și Iedineț, au obținut statutul de judecătorii model în câteva domenii: managementul calității, performanța, comunicarea cu publicul și mass media, infrastructura și serviciile online. Aș vrea să folosesc această ocazie pentru a aduce repetat sincere mulțumiri conducerii, angajaților și judecătorilor din cadrul acestor instanțe judecătorești pentru efortul pe care l-au depus și perseverența cu care au urmărit atingerea tuturor obiectivelor care și le-au stabilit. Sunteți exemple demne de urmat și o inspirație pentru noi și alte instanțe judecătorești din țară. Astăzi, când lansăm cea de-a doua etapă de implementare a proiectului USAID Instanțe Judecătorești Model, ținem să ne exprimăm recunoștința și pentru susținerea continuă din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii a tuturor inițiativelor menite să asigure dezvoltarea instanțelor judecătorești din Republica Moldova. Suntem onorați de prezența la acest eveniment a doamnei șarje de afer Laura Hrubi, pe care o invit să marcheze prin cuvântul său de deschidere lansarea oficială a etapei 2 de implementare a proiectului Instanțe Judecătorești Model. Mulțumesc și dimineața tuturor, doamna ministră Mihaela Vmăraru, domnule președinte Caraman, dragi colegi și parteneri. Sunt bucuroasă să fiu alături de dumneavoastră astăzi pentru a sărbători împreună cu partenerii noștri de la Ministerul Justiției și Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești succesul și extinderea proiectului USAID Instanțe Judecătorești Model. Statele Unite s-au angajat să coopereze cu partenerii săi pentru a asigura un viitor democratic, prosper și sigur pentru Republica Moldova și a o susține pe calea sa de integrare europeană. Sunt bucuroasă că alături de noi este prezent domnul Chris Smith, secretar asistent adjunct al Departamentului de Stat pentru Afaceri Europene. Europene, care a venit din Washington. Domnul Smith este expert în această regiune și înțelege foarte bine multiplele provocări cu care se confruntă Republica Moldova. Este o onoare să-l avem aici într-un moment important pentru sectorul justiției și transformările care au loc. Lansarea etapei a doua a acestei inițiative importante demonstrează angajamentul Guvernului Republicii Moldova de a obține rezultate excelente în activitatea instanțelor și de a îmbunătăți accesul la justiție și procese echitabile. Progresul în domeniul statului de drept și a bunei guvernări nu se refera doar la atingerea standardului UE, dar și la condiții
de viață mai bune pentru cetățenii, obișnuiți și la restabilirea încrederii lor în autoritățile publice. Guvernul Statelor Unite prin USAID și Biroul Internațional pentru Combaterea drogurilor și aplicarea legii al Departamentului de Stat lucrează în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova pentru a crea instituții rezistente care să aplice legea în mod corect și echitabil. Programele noastre creează standarde de excelență pentru instituțiile anticorupție, consolidează capacitatea Institutului Național al Justiției și prin proiectul Instanțe Judecătorești Mondial, susțin Ministerul Justiției în efortul său continuu de a promova instanțe accesibile cu un personal judiciar independent, responsabil și onest. În ultimii 2 ani, USAID a investit în 3 instanțe din Balți, Ungheni și Jedinets. Toate 3 au obținut rezultate mai bune, asigurând un nivel sporit de transparență, responsabilitate și servicii judiciare accesibile. Acum, cu această nouă investiție și includerea a încă 4 instanțe din Drochia, Hâncești, Strășeni și Criuleni, vom ridica jumătate din instanțele judecătorești din Republica Moldova la rangul de instanțe model, până în ianuarie 2027, sporind accesul la justiție pentru mii de cetățeni. Suntem recunoscători pentru colaborarea strânsă cu Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției și Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești. Așteptăm cu nerăbdare să valorificăm împreună succesul proiectului Instanțe Judecătorești Model prin extenderea acestor reforme la nivel național. Vă mulțumesc și, cel mai important, aș dori să felicit judecătorii și angajații instanțelor care au muncit mult pentru a face posibil acest rezultat. Vă doresc succes în continuare în serviciul comunităților și în promovarea Republicii Moldova pe calea integrării în Uniunea Europeană. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim mult, doamna Hrubi, pentru participarea la evenimentul de astăzi și pentru cuvintele de încurajare pentru sistemul judecătoresc din Republica Moldova. Unul dintre partenerii cheie ai proiectului este Ministerul Justiției. În acest context, cu deosebită plăcere, ofer cuvântul doamnei ministra a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, și folosind această ocazie, țin să vă mulțumesc, doamnă ministră, pentru prezență și participarea la evenimentul de astăzi. Excelență, stimată doamnă Laura Hrubi, în primul rând felicitări pentru un discurs în limba română excelent. Stimate domnule director USAID, stimate domnule președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, stimată doamnă directoare, stimate domnule Smith, bine ați revenit la Chișinău și mă bucur să vă revăd după o discuție excelentă avută în decembrie trecut la Departamentul de Stat al Americii și ne bucurăm să vă avem aici. Onorată asistență,
Este o deosebită plăcere să fiu astăzi prezentă la lansarea acestui eveniment, lansarea celei de-a doua etapă privind extinderea proiectului Instanțe Model, Instanțe Judecătorești Model, care este finanțat cu generozitate de către guvernul american. Extinderea acestui proiect reprezintă un pas important în eforturile noastre de a îmbunătăți și de a consolida sistemul nostru judiciar și de a ne ajuta acolo unde Republica Moldova încă nu reușește să îndeplinească pe deplin toate necesitățile. Nu pot să nu remarc contribuția esențială oferită față de partenerii noștri care sunt alături de noi pe tot acest drum. Sprijinul acesta continuu a fost unul fundamental pentru sprijinul și progresele pe care le-am realizat până în prezent, dar și ne oferă perspective tot mai încurajatoare în vederea viitorului nostru. Dezvoltarea instituțiilor care să asigure o justiție echitabilă, eficientă și de calitate constituie un postulat central al statului de drept. Sigur că cetățenii Republicii Moldova trebuie și merită să aibă acces la justiție, începând de la accesul la instanțele de judecată și să continuăm cu calitatea actului de justiție, care trebuie să fie unul accesibil, corect și bazat exclusiv pe lege. Este îmbucurător faptul să constatăm astăzi că acest proiect în prima sa etapă a înregistrat progrese îmbucurătoare, iar progresele înregistrate de către primele instanțe pilot sunt, evident, deja notorii și de apreciat. Mă refer aici la primele instanțe model, judecătoria Bălți, Ungheni și judecătoria Iedines. Ori acest proiect, în primul rând, a făcut posibilă realizarea celor provocări ce ține de pilotarea aplicației informatice e-dosar judiciar pentru formarea și administrarea dosarului electronic judiciar cu accesul părților, a făcut posibilă desfășurarea cursurilor de instruire în domeniul utilizării aplicației informaționale e-dosar și a sistemului de videoconferință. De asemenea, a făcut posibilă și instruirea judecătorului și a personalului instanțelor judecătorești în domeniul utilizării sistemului informațional judiciar, dar și de a răspunde la toate solicitările cetățenilor. Cred că, de fapt, una din cele mai mari realizări acestui proiect este faptul că a determinat ca atât judecătorii, dar și personalul din aceste instanțe să învețe, să aibă o abordare proactivă și de a se implica într-un mod mult mai larg. Adică ideea este de a găsi soluții și de a răspunde la solicitările cetățenilor. Ori aceasta tot este o abilitate care, pentru care noi anterior nu tot timpul am fost instruiți corespunzător. Extinderea proiectului Instanțe Judecătorești Model ne oferă o oportunitate excepțională de a aduce schimbări pozitive și durabile în viața oamenilor noștri și de a implementa rezultatele de la primele instanțe model și în alte instanțe ale Republicii Moldova. Și totodată să ne învețe și pe noi, ca stat, Republica Moldova, de a ști cum să rezolvăm problemele. De aceea vom urmări cu atenție și interes evoluțiile următoarelor patru instanțe selectate, Drochia, Hâncești, Strășeni și Creuleni, care urmează în timp să devină și ele instanțe model, dar nu fără implicarea judecătorilor și a personalului din aceste instanțe. Sigur că prin intermediul proiectului va fi oferit tot suportul necesar, dar este important, în primul rând, ca cei din interiorul acestor instituții să dorească să se implice plenar. Dragi colegi și parteneri, astăzi vreau să menționez faptul că marcăm nu doar extinderea unui proiect, dar și consolidarea, de fapt, a unui angajament comun față de valorile noastre fundamentale. De aceea vă îndemn ca să profităm de această oportunitate pentru a colabora împreună, pentru a face progrese reale și durabile în promovarea statului de drept și a justiției pentru toți cetățenii noștri. O reformă justiției, combaterea corupției, accesibilitatea la instanțe, accesul la justiție, este un proces care aparține, deși de care este responsabil întreaga societate. Nu o instituție două, dar este necesară implicarea prin eforturi comune din partea tuturor. Vă mulțumesc mult pentru implicare, pentru sprijinul continuu și vă îndemn să colaborăm în continuare pentru a construi împreună acest sistem judiciar din Republica Moldova mai robust și să avem mai multă încredere, pentru că doar astfel vom reuși să obținem încrederea cetățenilor în justiție. Vă mulțumesc!
Vă mulțumim mult, doamnă ministră, pentru mesajul dumneavoastră. Susținerea pentru instanțele judecătorești, dar și exemplele de inovații în diverse domenii testate și implementate în cadrul judecătoriilor pilot și promovate la nivel național, este acordată în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii, care a fost alături de echipa proiectului pe durata implementării etapei 1 a acestuia și continuă să ne ghideze în cadrul realizării celei de-a doua etapă a proiectului extins. Îmi face o deosebită onoare în acest context să-i ofer cuvântul domnului Sergiu Caraman, președinte interimar al Consiliului Superior al Magistraturii. Domnule Caraman, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, doamnă directoare. Mult stimată doamnă ministra a Justiției, mult stimată doamna Laura Hriubi, am onoarea și deosebită plăcere să vă salut aici la Chișinău, să vă spun mulțumesc pentru susținerea continuă care poporul american oferă Republicii Moldova. Salutăm cu această ocazie și prezența experților din Statele Unite. Statele Unite sunt alături și ne ajută să evoluăm în ceea ce ne-am propus. La fel, mulțumiri proiectului Instanțe Judecătorești Model. Proiectul respectiv a fost alături de noi și primele instanțe judecătorești care au făcut parte din acest proiect au arătat că lucrurile pot fi schimbate, avem rezultate îmbucurătoare, inclusiv în sondajele care au fost efectuate, sondaje în care cetățenii au fost întrebați nu doar de satisfacție în raport cu serviciile prestate de instanțele judecătorești, dar și de încrederea lor în ceea ce privește procesul de înfăptuire a justiției. Sigur că nu putem să nu remarcăm faptul că cetățenii au, pe alocuri, au manifestat o încredere și o speranță, au manifestat un rezultat, să-i spun eu, foarte bun a instanțelor judecătorești în viziunea cetățenilor, o prestație bună, pentru că rezultatul de 60% încredere în justiție nu poate să nu ne bucure și nu poate să rămână neobservat. Sigur că vreau să mulțumesc colegilor din instanțele judecătorești, judecătorilor care astăzi sunt prezenți aici, pentru că fără implicarea lor în prima parte a proiectului, de fapt, aceste rezultate nu ar fi avut loc. Și aici avem prezent în sală domnul președinte interimar al judecătoriei Bălți, doamna președintă interimar al judecătoriei Iedineț, care și este prezent și domnul președinte interimar al judecătoriei Ungheni, primele trei instanțe care au trecut prin acest proiect și care au arătat rezultate bune. Cu această ocazie vă felicităm. La fel vreau să aduc sincere felicitări președinților și judecătorilor din instanțele judecătorești care au fost selectate pentru cea de-a doua parte a acestui proiect. Este un rezultat foarte bun și îmbucurător și aici o să mulțumesc proiectului și partenerilor pentru că de această dată, în această parte a proiectului, au ajuns să selecteze tocmai 4 instanțe de judecată. Este un semn foarte bun pentru noi și vă mulțumim pentru asta. Colegilor din instanțele judecătorești le mulțumim pentru implicare, că dacă nu s-ar fi implicat, nu am fi reușit să identificăm instanțele respective și nu am fi reușit să avansăm în ceea ce privește calitatea prestării serviciilor în instanțele judecătorești. Asta o putem obține doar prin implicare și cu suportul partenerilor noștri, pentru că nu o să spun o noutate, dar fără
Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, care este un partener fidel al Consiliului Superior al Magistraturii în proiectul respectiv, Ministerul Justiției, au fost alături de noi în prima parte a proiectului, ne-au susținut pentru ca să reușim să avansăm și să mergem înainte pentru a aduce justiția cât mai aproape de cetățeni. Colegilor din instanțele nou selectate, nu o să fie o noutate pentru voi dacă o să spun că în față este o perioadă în care trebuie să muncim. Dacă vrem să avem rezultate și să arătăm rezultate mai bune și să aducem justiția mai aproape de cetățean, trebuie să ne dedicăm, trebuie să ne implicăm în fiecare zi și să înfăptuim o justiție așa cum o așteaptă cetățeanul, mai transparentă, corectă, echitabilă. Sper că instanțele Drochia, Hâncești, Strășeni și Criuleni se vor ridica la înălțimea așteptărilor, vor depune suflet, vor depune dedicație, se vor implica în ceea ce privește fiecare fază a acestui proiect, pentru că partenerii sunt deschiși să ofere asistență în cadrul proiectului respectiv la oricare etapă ca să ne ajute și aceste patru instanțe să arate spre final un rezultat similar cu instanțele care au trecut deja prin prima etapă a proiectului respectiv. Să avem succes, vă doresc să reușiți în cadrul proiectului, cu susținerea proiectului și a partenerilor noștri, să atingeți rezultate mai bune și mai mari decât au atins instanțele în prima parte a proiectului. Iar asta depinde doar de noi și doar prin implicarea noastră putem reuși. Vă mulțumesc și succes! Vă mulțumim mult, domnule Caraman, pentru cuvintele de apreciere a activității instanțelor model și pentru încurajarea instanțelor model pilot în contextul activităților care urmează a fi realizate. Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională susține sistemul judecătoresc din Republica Moldova timp de peste 30 de ani. Cu deosebită recunoștință, aș vrea să-l invit pe șeful misiunii USAID în Moldova, domnul Jeff Bryan, să facă o scurtă trecere în revistă a principalelor rezultate atinse de către instanțele judecătorești model în cadrul etapei 1 de implementare a proiectului. Stimată doamnă ministră Mihaela Muraru, stimate președinte interimar CSM Caraman, bună dimineața! Mă bucur să mă aflu astăzi aici cu dumneavoastră a lansa faza a doua din cadrul unui proiect de referință al USAID, instanță judecătoresc model. Proiectul se va extinde, ca am auzit, pentru a include alte patru judecătorii, cu o investiție adițională de 5,5 de milioane de dolari. De la lansarea proiectului instanței judecătorești model în 2021, USAID a urmărit două obiective. Din primul rând, abilitarea judecătorilor pentru a servi drept model pentru alte instanțe și îmbunătățirea calității serviciilor judiciare în Republica Moldova. Judecătoriile din cadrul fazei întâi de la Bălți, Ungheni și Adineți au făcut exact acest lucru, utilizând resursele tehnice oferite de USAID. Și eu am fost recent în Adineți cu domnul ambasador și ne-am văzut personal acest lucru, care au inclus programul integrat de gestionare dosarelor, ghișee de informare, terminale MP și sisteme de videoconferință. Astfel, procedurile judiciare sunt mai transparente, mai responsabile și mai accesibile pentru oamenii din Moldova. Succesul acestor judecătorii pilot este evident prin faptul că aceste resurse și practici sunt extinse la nivel național.
implicarea cetățenilor și educația publicului cu privire la sectorul judiciar au fost esențiale pentru succesele acestor judecătorii model. Sondajele online, efectuate cu regularitate, au permis angajaților să implementeze schimbări pentru a răspunde nevoilor cetățenilor. În același timp, implicarea comunităților și companiile media au sporit înțelegerea publicului despre cum funcționează aceste judecătorii și au ajutat profesioniști din domeniul judiciar să interacționeze cu autoritățile publice locale, presa și donatori. Drept rezultat al acestor acțiuni, referitor la cele trei judecătorii din Bălțăgen și Adineț, percepția cu privire la echitatea instanțelor de judecată în rândul justițiabililor a sporit de la 43% în 2021 la 50% în 2023. Și percepția cu privire la imparțialitatea judecătorilor a sporit de la 38% în 2021 la 45% în 2023. Noi suntem bucuroși să repetăm și să extindăm aceste rezultate odată cu lansarea a fazei 2 cu 4 noi instanțe judecătorești că am auzit în Drochia, Incest, Strașen și Criulen. Chiar dacă inițial noi am planificat să includem doar 3 judecătorii în faza a 2, Comisia de selecție a fost atât de impresionată de numărul și calitatea judecătoriilor solicitante, încât au decis să adauge și a 4 instanțe pentru a accelera transformarea sistemului judiciar. Încă o dată aș dori să mulțumesc CSM-ului și Ministerul Justiției și Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești pentru angajament și leadership. Noi suntem entuziasmați să aprofundăm parteneriatul nostru în avansarea justiției din Moldova spre excelență. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim mult, domnule Brian. În cele ce urmează, aș vrea să fac o scurtă trecere în revistă a principalelor activități pe care le-am planificat în cadrul proiectului Instanțe Judecătorești Model și a rezultatelor pe care le așteptăm în urma implementării acestor activități. După cum am menționat ceva mai devreme, implementarea proiectului Instanțe Judecătorești Model a fost extinsă începând cu luna ianuarie 2024, iar finalizarea acestuia este planificată pentru luna ianuarie anului 2027. Principalul scop al proiectului extins ține de creșterea performanței instanțelor judecătorești și îmbunătățirea conexiunii dintre instanțele de judecată, justițiabilii și comunitatea din care fac parte. Proiectul Instanțe Judecătorești Model și-a propus să atingă două obiective principale. Primul obiectiv ține de sprijinirea judecătoriilor selectate prin asistență țintită pentru a asigura îmbunătățirea funcționărilor și pentru a le ajuta să atingă statutul de judecătorii model, iar obiectivul 2 se referă la asistența suplimentară la nivel național pentru a stimula îmbunătățiri în cadrul instanțelor judecătorești individuale și la asistența acordată Consiliului Superior al Magistraturii, Curții Supreme de Justiție și altor actori cheie din sectorul justiției. Principalii parteneri ai proiectului sunt Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Instanțele de Judecată, Institutul Național al Justiției și organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova. Pentru implementarea obiectivului 1, proiectul Instanțe Judecătorești Model, după cum a și menționat domnul Brian, a lansat un apel public prin care a invitat toate judecătoriile din Republica Moldova, cu excepția celor care deja au obținut statutul de judecătorii model, să ne transmită scrisori de intenție, prin care să își exprime și motiveze angajamentul de a deveni judecătorii model. În rezultatul acestui apel, proiectul a recepționat scrisori de intenție de la 10 judecătorii din țară.
Pentru a selecta judecătoriile care vor beneficia de asistența proiectului, a fost instituită o comisie de selectare a judecătoriilor model pilot, din care au făcut parte reprezentanții ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Ministerului Justiției, ai Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești și ai proiectului. Membrii comisiei au aplicat 12 criterii de evaluare, iar urmare a acestui exercițiu au fost selectate, după cum a fost deja menționat în cadrul acestui eveniment, judecătorii model pilot, fiind vorba despre judecătoria Drochia, judecătoria Criuleni, judecătoria Strășeni și judecătoria Hâncești. Pilonul tuturor inițiativelor implementate în cadrul proiectului Instanțe Judecătorești Model este cadrul internațional de excelență judecătorească, care reprezintă un cadru de valori, concepte și instrumente general acceptate și care este instituționalizat în practica mai multor instanțe din întreaga lume, cu scopul de a îmbunătăți calitatea justiției și a crește eficiența capacităților managerilor instanțelor judecătorești de a gestiona instanțele într-un mod mai calitativ. Cadrul internațional de excelență judecătorească pune accent pe 7 domenii de excelență, fiind vorba despre managementul și leadership-ul, managementul strategic, resursele umane, infrastructura, colectarea opiniilor justițiabililor despre activitatea instanțelor de judecată și încrederea justițiabililor în sistemul judecătoresc. Toate aceste domenii, în dependență de necesitățile și viziunile judecătoriilor model pilot selectate, vor fi dezvoltate în următorii ani cu asistența proiectului Instanțe Judecătorești Model. În particular, asistența proiectului pentru judecătoriile model pilot se va axa pe implementarea standardelor de management al calității, a tehnicilor noi de gestionare a dosarelor. Vom realiza împreună consultări periodice cu justițiabilii și societatea civilă, vom dezvolta în continuare serviciile online în cadrul instanțelor judecătorești, vom contribui la dezvoltarea profesională continuă a judecătorilor și angajaților instanțelor de judecată, vom ajusta spațiile de așteptare în cadrul judecătoriilor, astfel încât acestea să răspundă necesităților justițiabililor, și vom lucra împreună cu judecătoriile la facilitarea accesului justițiabililor la informația despre dosare și despre activitatea instanțelor de judecată. Asistența proiectului la nivel național va ține de extinderea practicilor aplicate în cadrul judecătoriilor model pilot și în alte instanțe judecătorești, va ține de simplificarea proceselor interne de lucru în cadrul instanțelor de judecată, de digitalizarea în continuare a activității instanțelor judecătorești prin actualizarea programului integrat de gestionare a dosarelor și includerea noi funcționalități în program, prin extinderea utilizării sistemului de videoconferință în mai multe cauze și prin extinderea utilizării soluții informatice e-dosar judiciar la nivel național, dar și de îmbunătățirea infrastructurii IT a sistemului judecătoresc în general. La fel, ne-am asumat angajamentul să contribuim la consolidarea instituțiilor cheie din cadrul sistemului judecătoresc și la implementarea unui nou program de granturi pentru organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova. Până la urmă, ne dorim ca în rezultatul activităților planificate și implementate cu succes, vizitatorii instanțelor judecătorești să fie satisfăcuți de experiența lor în judecătorii, ca eficiența și motivația personalului și a judecătorilor să crească. Ne dorim ca instanțele judecătorești să devină mai transparente și mai deschise pentru public și mass media, iar cele mai bune practici testate în cadrul judecătoriilor model pilot să fie extinse la nivel național. Acestea fiind spuse, eu vreau să vă mulțumesc pentru atenție și pentru a continua șirul de idei legat de obiectivele și a proiectului și rezultatele scontate, aș vrea să o invit pe doamna Tatiana Ciaclic, membra a Consiliului Superior al Magistraturii, să vorbească despre prioritățile CSM-ului legate de modernizarea sistemului judecătoresc din Republica Moldova. Стимате аудиенца, стимате дамна Хурби, дамна Вилко, домну Брайан, домну Прешединте, дамна Министру, стимате аудиенца, драть приятень.
În primul rând, vreau să vă salut și să felicit instanțele judecătorești model pilot cu faptul că au fost, că fac parte din acest proiect și să mulțumesc din invitație și ocazia de a veni cu o mică cuvântare. Deci, practic, la momentul actual, noi avem 3 instanțe model, Bălți, Edineț, Ungheni și încă 4, Hâncești, Drochea, Strășeni și Criuleni, instanțe în devenire. Practic, 7 judecătorii, ceea ce constituie aproape jumătate din instanțele judecătorești de fond, care beneficiază de susținerea proiectului instanțe judecătorești model. Și acest lucru este foarte îmbucurător prin faptul că proiectul ne-a demonstrat că e posibil să asiguri performanța și ne-a arătat cum să o asigurăm. Această experiență majoră e cu atât mai importantă cu cât reiese din realitățile Republicii Moldova, din provocările Republicii Moldova. Prin urmare, aceste instanțe vor avea să învețe cum să fie performante și cum să devină mai bune, anume reieșind și din experiența primului proiect. Ce fac celelalte instanțe în această situație? Vreau să menționez că un aspect important a proiectului reprezintă și durabilitatea. Și în acest sens, cu siguranță, există materiale cu privire la implementarea performanței, cum ultimul dintre care reprezintă ghidul privind activitatea organizatorică și administrativă a instanțelor judecătorești, care poate fi descărcat electronic de oricare colaborator, oricare persoană și utilizat la nivelul instanței, reieșind din experiența proiectului. De asemenea, această experiență este dusă mai departe la nivel național și prin instruiri. Iată, chiar astăzi va avea loc o instruire la care va participa domnul Eduard Pudiu, secretar al instanței judecătorești Bălți, privind utilizarea resurselor umane. Practic, e foarte important durabilitatea și ca alte instanțe tot să se implice în acest proces de asigurare a performanței. De asemenea, proiectul instanțe judecătorești model nu se referă doar la instanțele model. Cum a vorbit și doamna Vâlcu, proiectul merge mult mai departe și ne ajută cu multe alte aspecte. În special vreau să menționez aspectul de digitalizare. Practic, activând în cadrul grupului de lucru, proiectul susține digitalizarea, implementarea sistemului informațional judiciar și prin eforturi comune s-au stabilit 15 obiective de bază privind consolidarea sistemului informațional judiciar, care, iată, vor deveni realitate în viitorul apropiat. De asemenea, un aspect important reprezintă susținerea pe segmentul videoconferințelor. Știm cu toți că strategia privește aceste aspecte și proiectul ne ajută inclusiv cu elaborarea cadrului normativ, cu asigurarea tehnică. Și, în ultimul rând, e dosarul, care iarăși probabil va trebui reconceptualizat în aspectul pilotării și iarăși cu susținerea proiectului implementat la nivel național. Prin urmare, vreau să folosesc această ocazie pentru a reitera gratitudinea pentru susținerea USAID prin proiectele sale sistemului judecătoresc. Totodată vreau să mă adresez instanțelor model pilot și să le îndemn cu cuvinte de încurajare să folosească cu maximum potențialul oferit în sensul bun al cuvântului, adică cu siguranță efortul de astăzi este succesul de mâine, dar astăzi în efortul nostru noi suntem susținuți și aceasta ne ajută foarte mult. Dacă noi dorim să lucrăm mai eficient și mai simplu, mai automatizat mâine, astăzi trebuie să depunem efort și ne bucurăm că avem și ajutor în acest sens. Dar totodată e și o responsabilitate pentru a valorifica potențialul, fiindcă știm cu toții că sunt și anumite, provocări, anumite deficiențe, care e normal să fie. Dar dacă nu rezolvăm noi astăzi problemele cu care ne confruntăm, mâine vom avea și mai multe. De asemenea, vreau să menționez și aspectul de integrare europeană care ne pune în situația să mergem mai repede pe calea reformării și să avem și rezultate palpabile, reale. De aceea aceste instanțe practic sunt cumva într-o poziție mai favorabilă, dar nici de cum nu pierdem din vedere și celelalte instanțe. Orică o cum să zic așa, o
competiție sănătoasă este absolut normală, dar e și situația de a valorifica potențialul și de aceea voi opta pe viitor pentru crearea unui cadru de comunicare între secretariatele instanțelor. Poate știu că astfel de inițiativă a existat, Agenția de Administrare a Instanțelor a promovat această idee în trecut și posibil acum iar este cazul, deoarece majoritatea instanțelor, într-o măsură mai mare sau mai mică, se confruntă cu aceleași provocări, iar experiența pozitivă a proiectului poate să ajute să treacă mai ușor de aceste provocări, mai ales că ajutorul acesta nu vine pe seama unor recomandări generale, dar pe seama analizei situației reale de la fața locului a instanțelor model. Ceea ce e foarte important, fiindcă nu preluăm niște experiențe de-a cuiva, dar ne învățăm pe propriile noastre greșeli, erori, provocări. Deci, cu aceste cuvinte vreau să finalizez și să doresc încă o dată succes colegilor. Mulțumesc! Vă mulțumim mult, doamna Ciaclic! Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești este instituția responsabilă în mod prioritar pentru digitalizarea activității instanțelor de judecată și implementarea soluțiilor IT în sistemul judecătoresc. Pornind de la obiectivele proiectului și necesitățile sistemului judecătoresc, aș vrea să-l invit pe domnul Sorin Popescu, directorul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, să prezinte perspectivele legate de modernizarea prin digitalizarea activității instanțelor de judecată din țară. Onorați invitați, dragi prieteni, mă bucur să particip la acest moment deosebit dedicat lansării etapei a doua proiectului Instanța Judecătorești Model, implementat cu sprijinul generos al Ambasadei SUA și USAID Moldova. În calitate de reprezentant al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, aș dori să încep acest discurs evidențiind importanța modernizării și eficientizării continuei activității Instanțelor Judecătorești din Moldova, cu un accent deosebit pe optimizarea practicilor de administrare, inclusiv gestionarea eficientă și eficace a activităților și resurselor din cadrul instanțelor judecătorești, îmbunătățirea performanței instanțelor, informarea continuă a publicului privind funcționarea instanțelor, utilizarea tehnologiilor informaționale și automatizarea activității acestora, având în vedere evoluția rapidă a tehnologiei și beneficiile pe care le aducem. În cadrul etapei 1 de implementare a proiectului Instanțe Judecătorești Model, am realizat până acum progrese semnificative. În cooperare cu instanțele judecătorești, Consiliul Superior al Magistraturii, precum și reprezentanții proiectului. Printre altele, aș putea menționa testarea implementării la nivel național a sondajelor automatizate de către instanțele judecătorești pentru măsurarea satisfacției justițiabililor și avocaților, implementarea la nivel național a sondajelor automatizate printre angajații instanțelor pentru a îmbunătăți motivarea acestora la locul de muncă, renunțarea la unele registri, inclusiv pe spor de hârtie, și utilizarea într-un mod eficient a soluției dosar judiciar în judecătoriile model pilot. Totodată, datorită proiectului, instanțele judecătorești au fost dotate cu infochioșcuri cu conținut informativ relevant pentru justițiabil, computere, ecrane LED, echipamente de înregistrare audio, video și pentru distorsionarea vocii și a feței pentru audierea martorilor, echipamente de videoconferință și scanere performante. Mai mult decât atât, colaborarea strânsă menționată a avut anterior un impact pozitiv semnificativ asupra implementării strategiei, care este, după cum cunoașteți, pentru anii 2022-2025. Documentul de politici care a trasat obiectivele cheie privind dezvoltarea sistemului judecătoresc, oferind o direcție clară pentru eforturile noastre comune în modernizarea aspectelor de funcționare a instanțelor. În cadrul etapei a doua a proiectului ne propunem să continuăm această colaborare de succes și ne vom concentra pe extinderea la nivel național a inovațiilor și îmbunătățirilor din cadrul instanțelor judecătorești model și a noilor instanțe judecătorești model pilot, dar și, desigur, pe eficientizarea funcționării sistemului judecătoresc în ansamblu. În acest context, activitățile propuse vizează de asemenea sprijinirea sistemului judecătoresc în atingerea indicatorilor stabiliți de regulamentul privind standardele minime de calitate în activitatea organizațională și administrativă a judecătoriilor și curților de apel, care a fost recent aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii. Astfel, obiectivele noastre includ întreprinderea pașilor necesari pentru încheierea procesului de pilotare a sistemului informațional judiciar, continuarea eforturilor
pentru modernizarea funcționalităților PICT și e-dosar judiciar, inclusiv conectarea PICT cu cel puțin 5 registre de stat suplimentare, care va facilita și mai mult schimbul de date, accelerând astfel procesul judiciar și reducând, desigur că, durata de examinare a cauzelor. De asemenea, ne propunem să contribuim la îmbunătățirea modulului de raportare statistică și modulul de executare a hotărârilor judecătorești din PICT. Vom continua eforturile pentru implementarea e-dosar în toate instanțele judecătorești și perfecționarea funcționalităților privind administrarea acestuia. Având în vedere previzibila creșterea numărului de instanțe judecătorești unde e-dosar este implementat, anticipăm și o sporire a numărului de solicitări de asistență din partea utilizatorilor. Deci emizăm foarte mult pe sprijinul proiectului pentru agenție de a răspunde cerințelor de asistență ale utilizatorilor e-dosar. Extinderea practicilor de utilizare a videoconferinței în examinarea cauzelor civile, penale și contravenționale va rămâne o prioritate esențială, având în vedere beneficiile pe care le poate aduce în acest sens. În această direcție am constatat imperativul dezvoltării și aprobării scenariilor privind extinderea utilizării videoconferinței în cadrul ședințelor de judecată. Acest demers implică analiza standardelor internaționale și celor mai bune practice în privința soluției de videoconferință, precum și necesitatea de a îmbunătăți cadrul normativ și de achiziționare de noi echipamente pentru extinderea utilizării sistemului de videoconferință în examinarea dosarelor, într-un mod care respectă bunile practici internaționale și standardele recunoscute în domeniul drepturilor omului. Consider că este de asemenea necesar să acordăm atenție deosebită revizuirilor sistemelor TIC din cadrul instanțelor judecătorești, cu scopul de a planifica modernizarea sistemelor și echipamentelor curente în cadrul judecătoriilor model pilot, precum și în celelalte instanțe judecătorești naționale. În baza rezultatelor discuțiilor și priorităților identificate, în parteneriat cu Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și reprezentanții proiectului, ne propune să dezvoltăm o strategie pentru îmbunătățirea echipamentelor existente și să asigurăm implementarea graduală a acestea, ținând cont, desigur, că de resursele disponibile. Cu scopul de a eficientiza procesele de examinare a dosarelor, planificăm de asemenea să inițiem o colaborare cu Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și instanțele, pentru crearea unui mecanism de interpretare la distanță pentru participanții la ședințe de judecat care nu cunosc limba română. Această inițiativă vizează reducerea riscului de tergiversare în examinarea dosarelor, cauzată de absența interpreților specializați în librare și de număr insuficient de interpreți autorizați disponibil în instanțe în general. Totodată, inițiativa își propune să minimizeze riscul încălcării cerințelor de echitate a procesului judiciar generat de calitatea nesatisfăcătoare a interpretării. Astfel, intenționăm să stabilim pași concreți pentru pilotarea și implementarea unui mecanism eficient de interpretare la distanță prin utilizarea mecanismului de videoconferință. Credem că această inițiativă va aduce contribuții la economisirea bugetului de stat și reducerea duratei necesare pentru examinarea cauzelor, îmbunătățind simultan accesul utilizatorilor instanțelor la serviciilor de interpretare în cadrul ședințelor de judecată și, prin urmare, la administrarea justiției în mod eficient. De asemenea, această activitate va susține și implementarea strategiei despre care am menționat mai devreme. Având în vedere cele menționate anterior și toate inițiative planificate pe care le-am enumerat, sunt încredințat că eforturile viitoare ale agenției realizate în colaborare cu proiectul Instanță Judecătorești Model, Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii vor consolida poziția sistemului judecătoresc, aducând beneficii semnificative pentru instanțele judecătorești și justițiabile. Vă mulțumesc pentru atenție și rămân convins că împreună vom realiza progrese importante prin schimbările pozitive pe care le vom aduce împreună în sistemul judecătoresc din țara noastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult, domnule Popescu. Sunt sigură că eforturile comune pe care o să le întreprindem vor contribui cu certitudine la dezvoltarea spre care tindem. Suntem onorați de participarea la evenimentul de astăzi a conducerii celor 4 judecătorii model pilot, judecătoria Strășeni, Criuleni, Drochia și Hâncești. În această parte a evenimentului aș vrea să invit conducătorii fiecărei instanțe judecătorești pilot selectate să vorbească în linii generale despre prioritățile și viziunile de dezvoltare a judecătorilor pe care le conduc. Doamna Albu este vicepreședintă interimară
a judecătoriei Hâncești și cu deosebită plăcere vă ofer cuvântul, doamna Albu. Onorată asistență, am onoarea și totodată responsabilitatea să prezint judecătoria Hâncești și programul pe care instanța și l-a asumat odată cu accederea în proiectul instanței model. Judecătoria Hâncești de-a lungul timpului a avut o colaborare foarte fructuoasă cu USAID, fiind protagonista diverselor proiecte în domeniul justiției, proiecte ce vizau îmbunătățirea funcționalității PICD-ului, a sistemului de management financiar și control, precum și a infrastructurii, instanței de judecat prin amenajarea arhivei cu echipament performant, din care considerent suntem foarte recunoscători și avem doar cuvinte de mulțumire USAID și poporului american. Reieșind din colaborarea anterioară și din dorința îmbunătățirii performanțelor instanței de judecată, judecătoria Hâncești și-a depus candidatura și a fost acceptată în proiect, propunându-și astfel să devină o instanță model pentru întreg sistemul judecătoresc din Republica Moldova. Ori îmbunătățirea performanțelor instanțelor de judecată și contribuie la consolidarea încrederii publicului în sistemul judecătoresc și asigurarea respectării principiilor statului de drept. Iar cetățenii Republicii Moldova au dreptul la justiție echitabilă, ceea ce înseamnă acces la instanțe de judecată, consolidarea comunicării cu justițiabilii, asigurarea accesului public la informații, precum și sporirea gradului de utilizare a tehnologiilor informaționale în procesul de înfăptuire a justiției, postulate pe care judecătoria Hâncești și le-a propus și să le îmbunătățească odată cu accederea la proiect. Respectiv, în vederea asigurării corecte și cu celeritate a actului de justiție, care ar corespunde cu doleanțele justițiabilor și ale angajaților instanței, pentru următorii ani planificăm crearea și dezvoltarea resurselor informaționale, digitalizarea arhivei instanței judecătorești, iar automatizarea procesului de depunere cererilor în instanța de judecată în format electronic și distribuirea materialului din dosar în formă electronică urmează a fi realizat prin implementarea soluției informatice e-dosar judiciar. Clar că toate aceste obiective noi sperăm să le obținem cu suportul proiectului și a partenerilor. Dezvoltarea serviciilor online ale instanței judecătorești contribuie la accesibilitatea și transparența serviciilor judiciare, simplificând gestionarea fluxului de dosare în instanță, iar digitalizarea sistemului judecătoresc are un potențial enorm de a continua să facilizeze și să îmbunătățească accesul persoanelor la justiție. Totodată, reieșind din noile imperative ale legislației procesuale, ne propune modernizarea și extinderea utilizării sistemului de videoconferință, contribuind astfel la îmbunătățirea, din punct de vedere tehnico-informațional, al procedurii de desfășurare a ședințelor de judecată, asigurând transparența proceselor judiciare și accesul publicului la justiție. De asemenea, ne propunem eficientizarea comunicării cu mass media și publicul larg, precum și îmbunătățirea colaborării interinstituționale între instanța de judecată cu ceilalți actori din domeniul justiției, procuratura, inspectoratele de poliție, biroul de probațiune, avocații, societatea civilă, presa, etc. O astfel de comunicare asigurând încrederea publicului și promovarea imaginii pozitive a sistemului judecătoresc. Prin urmare, este certă tendința judecătoriei Hâncești de a implementa cele mai bune practici de excelență în domeniul judecătoresc, atât în raport cu activitatea nemijlocită de înfăptuire a justiției, cât și în domeniile legate de personalul implicat în această activitate, relațiile cu justițiabilii și comunicarea cu publicul, iar luând în considerare că activitatea instanțelor de judecată este una sistemică, funcționarea tuturor aspectelor și elementelor sistemului este una vitală pentru îmbunătățirea performanțelor instanței de judecată și creșterea încrederii justițiabilor în sistemul judecătoresc. Noi sperăm că judecătoria Hâncești o să obțină totuși să fim o instanță model și să fim urmați și de alte instanțe de judecată în următorul proiect, poate de ce nu proiect 3, și noi invităm și alte instanțe doar care nu au acces în proiect, dar sunt interesați să ia legătura, să comunicăm și împreună să atingem scopurile care ne le propunem. Mulțumesc mult!
Vă mulțumim mult, doamna Albu. În sală îl avem prezent și pe președintele interimar al judecătoriei Drochia, domnul Vasile Nogai, pe care de asemenea îl invit să facă o scurtă prezentare a judecătoriei, prezentarea viziunii de dezvoltare a judecătoriei Drochia în anii ce urmează. Bună ziua, vă salut, onorată asistență, stimați colegi, parteneri ai USAID. Am un pic emoții, deoarece noi suntem instanța care a câștigat proiectul versiunea a doua. Suntem instanța cu cele mai multe sedi, 3 sedi avem. Eu, în perioada de aproximativ 16 ani de activitate de judecător, am participat la multe proiecte, activități, ce a fost un parteneriat cu USAID, diferite seminare, diferite întruniri și toate acestea au dat foarte bune practici în instanța de judecată. Și noi, judecătoria Drochia, suntem a doua oară în concurs. N-am câștigat din primul proiect, am câștigat dintr-a doilea. Cum a spus doamna Natalia, directoare, am fost insistenți, dar am fost insistenți pentru faptul că, urmărind colegii din primul proiect din judecătoria Ungheni, Bălți și Iedineți, care două instanțe fac parte de circumscripția nord din Curtea de Apel, Bălți sunt colegii noștri, și urmărindu-i ca vecini, văzându-le bunele practici care au fost implementate de către colegii USAID, am ținut de faptul ca să accesăm și noi și să participăm în acest proiect, ținând cont de toate obiectivele care le-au pus, cum a menționat doamna Natalia la prima întrunire care am avut-o la judecătorie, Drochia a spus că suntem colegi și vreau să menționez faptul că ei au o echipă foarte bună de profesionaliști, de specialiști, care sunt ferm convins că o să învățăm și o să ne îndrumeze și o să ne ghideze într acest proiect și o să obținem punctajul maxim la toate obiectivele care au fost puse. Clar că aceste obiective puse în proiectul dat, în primul rând, este calitatea actului judecătoresc, încrederea justițiabililor și, în ultimul rând, deschiderea instanței către justițiabil și accesul justițiabilor mai larg în acest proiect. Sper că judecătoria Drochia să facă față proiectului dat, deoarece este o perioadă de 3 ani, nu ușor, pentru că, cum s-a menționat, este nevoie de muncă, efort, și, nu în ultimul rând, o persoană, să zicem președintele sau șeful de secretariat, nu o să fac față, dar trebuie întreg colectiv, toate 3 sedii, de, începând cu judecătorii și angajații, ca să fie implicați în această activitate, fapt care noi deja am parcurs, am emis un ordin intern pe care au fost divizați deja toți angajații ca să participe în acest proiect și să participe la toate obiectivele. Vreau încă o dată să vă mulțumesc, sunt onorat că am câștigat acest concurs. E clar că o să fiu mai onorat dacă o să ajungem pe parcurs la finele celor 3 ani, în ianuarie 2017, și o să obținem punctajul maxim și o să ajungem toate obiectivele puse de către partenerii noștri de la USAID și grupului de lucru. Noi o să ne stăruim, nu o să vă dezamăgim, judecătoria Drochia vă susține, suntem alături și vă mulțumim din crederea care ne-ați acordat-o. Și încă o dată le doresc colegilor, Doamne ajută, în continuare, avem un parcurs lung, iar colegilor care deja în proiectul numărul 1 Bălți, Ungheni, Iedineți, să ne susție și să ne ajute
în parcursul de mai departe, pentru că ei au o experiență, au rezultate bune și noi ne mândrim cu ei, că sunt de la nord. Doamne ajută! Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim mult, domnule președinte. O altă instanță care a fost selectată în calitate de judecătorie model pilot este judecătoria Strășeni. Aș vrea să-i ofer cuvântul domnului Sergiu Osoianu, președinte interimar al judecătoriei Strășeni, să vorbească despre perspectivele de dezvoltare ale judecătoriei Strășeni în viitorul apropiat. Bună ziua, stimați oaspeți, bună ziua, stimați colegi. Judecătoria Strășeni, după cum cunoașteți, tot a aplicat la acest proiect, respectiv din toate judecătoriile am fost și noi selectați ca instanță pilot. Eu vreau să spun că implementarea conceptului de instanță model constituie o provocare ambițioasă pentru întregul sistemul judecătoresc din Republica Moldova și în special pentru judecătoria Strășeni. Ori elaborarea metodelor, modelilor de elaborarea modelului adecvat de interacțiune a sistemului judecătoresc cu justiciabil este o necesitate obiectivă de racordare a sistemului judecătoresc în condițiile noi legate de transformările din mediul exterior a sistemului judecătoresc. Deci, eu la acest compartiment vreau să menționez faptul că instanțele de judecată de Republica Moldova nu este un obiect în afara societății. Deci, ele sau colaboratorii instanțelor de judecată, judecătorii și tot personalul au aceleași aspirații pe care le are întreaga societate. Adică, ei totuși doresc parcursul european al societății noastre, tot își doresc integrarea europeană. Deci, prin urmare, ei merită a fi tratați și ei corespunzător în această societate. Prin urmare, eu vreau să aduc sincere mulțumiri programului USAID pentru implicarea lui activă în promovarea ideii de îmbunătățire a imaginii sistemului judecătoresc, ori prin promovarea, prin implicarea experiențelor pozitive pe care deja dumnealor le dețin, ei vor aduce o plus valoare instanțelor de judecată și respectiv imaginii instanței de judecată pe care o are în prezent în Republica Moldova în fața societății. Prin urmare, eu vreau să vă mulțumesc încă o dată din suflet pentru tot aportul dumneavoastră la creșterea performanței instanțelor de judecată, la îmbunătățirea practicilor bune, la promovarea practicilor bune pe care le aveți dumneavoastră și experiența dumneavoastră pe care o aveți în domeniu și consider că în continuare colectivul judecătoriei Strășeni va fi deschis pentru implementarea acestor practici, pentru dezvoltarea lor în continuare, ca în comun, printr-un efort, să aducem o plus valoare și să îmbunătățim imaginea instanțelor de judecată în fața societății. Încă o dată vă mulțumim la toți și succes urați-ne în continuare. Cred că vom face față așteptărilor dumneavoastră întru totul. O zi bună în continuare! Vă mulțumim mult, domnule președinte. Judecătoria Criuleni, de asemenea, a devenit judecătorie model pilot și cu deosebită plăcere îl invit pe domnul Vyacheslav Suciu, președinte interimar al judecătoriei Criuleni, să vorbească despre angajamentul judecătoriei Criuleni de a-și crește eficiența și accesibilitatea, dar și de a asigura dezvoltarea judecătoriei în alte domenii necesare.
Bună ziua! Dați-mi voi, vă rog, să vă salut și să vă spun că sunt foarte bucuros că președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii prezent aici este judecător al judecătoriei Criuleni, cu ceea ce eu mă mândresc, cu adevărat. Și vreau să vă zic că dacă domnul Nogai a spus că dumnealui deservește, să zicem, trei sedii, trei raioane, nu dumnealui, adică colectivul condus dumnealui, atunci la Criuleni noi avem patru sedii. Unul în Dubăsari, care e deservit de Transnistria, unul în Grigoriopol, care e deservit de Transnistria, justițiabilii toți venind la Criuleni, că judecătoria Criuleni deservește Criuleni, Dubăsari și Grigoriopol. Avem două sedii care sunt al noastră sedii, sediul de la Criuleni, sediul central și sediul de la Dubăsari, din satul Ustea. Ne-am întâlnit cu colegii de la proiect zilele trecute și pare mi se că am găsit limba comună din start și au rămas surprins și plăcut de ce au văzut la noi și vă invităm și pe ceilalți participanți la proiect, care astăzi suntem judecătorii piloți, să veniți la noi și noi cu deosebită plăcere vom veni la dumneavoastră cu un schimb de experiență și v-aș propune ca proiectul să lanseze și întâlniri și în celelalte judecătorii care nu au accesat la proiect. Judecătoria Criuleni, prin scrisoare de intenție înaintată la 20.12.2023, către proiectul Instanțelor Judecătorii și Modelul și-a propus să participe la acest proiect, deoarece dorința de schimbare și ceea ce vă zic este cu adevărat, așa și progres este împărtășit de toți angajați în instanță, de la președinte și corpul judecătorii și până la funcționare publici și personal auxiliar. V-ați convins la întâlnire de data trecută. De asemenea, interesul nostru față de realizările instanțelor model din versiunea 1 a proiectului ne-a determinat să înaintăm demersul nostru în vederea inițierii de a ne implica în cadrul proiectului. Dar știți, Ulicuță, că eu sunt și gelos, din considerentul că în prima versiune, astăzi a zis domnul Nogai, dar dumneavoastră sunteți a patra instanță de la nordul Moldovei. Prima versiune toți au fost de la nordul Moldovei. Bălți, Iedineț și Ungheni, care acum iarăși se întoarce la curtea de apel nord, așa? De la centru, noi suntem pionieri și mă mândresc cu asta și suntem și Sreșeni, și Hâncești, și Criuleni. Iată, acum noi ne-am bătut cu nordul. Așa, și dorim ca pe viitor să sudul să se implice. Așa, noi apreciem foarte mult încrederea care ne-a fost acordată de proiect și că am fost selectați în calitate judecătorie model pilot, această implicare fiind una oportună, inoportună, majoră pentru sporirea performanței, să zic eu, cu ochelarii și nu mai văd nimic. Mi-am uitat ochelarii acasă. Așa, performanța instanță judecată, instituirea și spărirea profesionalului cu următoare instanță, evidențiarea interacțiunii justiabile și publicul larg. În acest continuu, judecătoria Criuleni exprimă angajamentul sigur de implicare în activități viitoare pe care proiectul le desfășoară și vă zic că judecătoria Criuleni anterior a fost desemnată instanță pilot prin hotărârea Consiliului Superior din 25 martie 2014, a fost implementată utilizarea semnăturii digitale a șefului secretariatului și judecătoria Criuleni a fost desemnată instanță pilot și pentru implementarea cadrului de excelență pentru instanțele judecătorești prin hotărârea Curții Supreme din 2014 și în urma pilotării în 2015 judecătoria Criuleni a pilotat cu succes cadrul internațional de excelență judecătorească și în urma acestui fapt Consiliul Superior a aprobat ghidul privind implementarea bunurilor practici de excelență în statul judecătorii din Republica Moldova, care ulterior a fost aplicat de către curțile de apel din Moldova, dacă eu vorbesc corect. Așa, judecătoria Criuleni a fost desemnată în instanță pilot și în vederea testării sistemului informațional judiciar SIJ, hotărât din 23 aprilie 2019, în cadrul căreia a fost testat mecanismul de funcționare SIJ în condiții reale de activitate, evaluarea procedurilor de lucru, sistemul și verificare. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii a participat activ în alt proiect a judecătoriei Criuleni în perioada octombrie 2020-decembrie 2021, în care judecătoria Criuleni a făcut parte din platforma Dialog pentru Acces la Justiție în Criuleni Dubăsari, din cadrul proiectului Consolidarea Eficienței și Accesul la Justiție în Moldova, implementat de PNUD Moldova, parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și Invento,
și în urma acestuia, noi cu sprijinul financiar al Suediei, la judecătoria Criuleni sediul Dubăsari, a fost întemeiată biblioteca juridică cu literatură limba română, creată în judecătoria Criuleni Dubăsari, care servește drept suport pentru autoinstruirea profesioniștilor în drept din regiunea transnistreană și reprezintă o sursă de informații și pentru cetățenii din zona de securitate. Și știți cât e de plăcut când vin cetățenii din zona de securitate unde noi nu avem succes, se miră de ceea ce văd la noi, se bucură și noi atunci ne mândrim nespus de mult. În 2023, judecătoria Criuleni a introdus o serie de inovații pentru a fi mai transparentă, mai accesibilă și mai prietenoasă față de nevoile judiciarilor, dar și pentru publicul larg. Și la capitolul transparență, judecătoria Criuleni interacționează activ cu judiciarii prin intermediul mai multor canale, panou informativ, site-ul web oficial, rețeaua oficială de Facebook, poștă electronic, boxa cu sugestii, ziarul raional, excurieri, precum și față în față cu judiciarii. Judecătoria are nevoie de suport, de asistență pentru a atinge standarde judecătorii model și pentru a excela la toate domeniile care au fost enumerate de toți cei care astăzi au toți vorbitorii și cred că n-ar fi bine ca să vă obosesc cu repetarea acelorași. Noi, din start, din prima întâlnire cu reprezentanții proiectului, de acum ne-am înțeles că dumnealor ne vor ajuta la capitolul e-dosar, dar noi insistăm la altceva. Noi insistăm nu la capitolul e-dosar, noi insistăm la aplicarea la proiectul e-dosar cu toată seriozitatea și oficial pentru a atinge cele ce ne dorim. În rest, noi vă zicem foarte mult, un foarte mare frumos și mulțumesc și domnului Bran și doamna Laura invităm la noi la Dubăsari. Noi azi găsim traducători, dar ne-a plăcut foarte mult că ei au depus așa un efort frumos ca să vorbească noi în limba română și nu știu de ce eu azi înșez tot ziua că ești limba în degeaba. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt încrezută că tot ce v-ați propus să realizați va deveni realitate, iar noi vom fi alături de colectivele celor patru judecătorii pe parcursul următorilor ani. Ajunși la finalul evenimentului de astăzi, cu deosebită recunoștință aș vrea să mă adresez conducerii și colectivelor judecătorilor model pilot, dar și ale tuturor instanțelor judecătorești din Republica Moldova pentru interesul pe care l-au manifestat pentru proiectul nostru. Sunt sigură că treptat vom reuși să implementăm abordări inovative și centrate pe oameni în toate instanțele judecătorești din țară. La fel, cuvintele mele de recunoștință le sunt adresate judecătoriilor model, Bălți, Ungheni și Iedineț, exemplele cărora au inspirat judecătoriile din Republica Moldova să aspire spre obiective noi, menite să asigure accesul mai facil al cetățenilor la justiție. Și desigur aș vrea să aduc sincere mulțumiri Consiliului Superior al Magistraturii și Ministerului Justiției pentru deschiderea lor pentru abordări și idei noi și susținerea inițiativelor noastre, scopul final al cărora este creșterea nivelului de satisfacție a justițiabililor de activitate a instanțelor judecătorești și implicit creșterea nivelului lor de încredere în sistemul judecătoresc din Republica Moldova. Vă mulțumesc mult tuturor pentru participarea la evenimentul de astăzi și vă doresc o zi frumoasă în continuare.